verde. Vai. Știi, să te schimbăm de cal, să schimbăm unde mers pe jos. Și ne au fost intratare. Hai să închidem și să vădăm și duminică. Nu, 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 din ăsta verde, cum se numește. E lime, da, da, da. Și e frumos, știi, sau câteva ore și ne plimbăm puțin ca să adică, astea, obiectivele astea turistice pe care le-ai văzut, deja nu are sens, nu? Bună dimineața, Italia! Bună dimineața, Roma! O cafea servită aici, în Tihnă și cu ciripii de păsărele pe fundal, aici, pe terasă. Mă gândeam să luăm Roma la pas, să închirem un scooter și uite așa să ne reamintim de ce ne place acest oraș atât de mult. Hai să mergem! Deja ești parte din vlog, Laura. Dacă vrei să ieși fără mine, trebuie să poate îți dorești. Nu, e excursie de fete. Trebuie să documentăm excursie de fete. Și la scutere și uite ce drăguțe sunt. Să sperăm că o să ne dea unul din ăsta alb. Să facem poze, să ne mișcăm din stânga în dreapta. Hai să vedem ce să primim. Vediamo se sono garantito perché non sono io. 10 fino al 13. Sì. Giusto? Sì. Ok. Avete preso anche il tempo buono. Sì, per fortuna. Perché faceva un freddo i giorni passati. Ma guardi, siamo veramente con... No, non siamo, siamo arrivate ieri. Mi creda, la settimana scorsa un freddo così non lo sentivamo da qualche anno. Very sexy. I know. Grazie. Ogni tanto porto le mie amiche. Se faccio del permesso, noi abbiamo un canale che pubblichiamo i nostri video. Sì? Sì, sì. Certo, sì che... Vorbești certo de bine, nu? Sì. Da. Nu, zicea că dacă vrei, el are un canal și pune pozele. Ah, cu cine cu clienții. Suntem ok. Perfetto. Ok? Allora, grazie. Allora, 32. Hai să ne om scotarul. Io avevo il 125, però... Sì, beh, noterei la differenza perché questo sì, lo so, però per quello che ci serve a noi... Certo. Allora, scrivi per il telefonino se ti serve. Sì, l'unica cosa è che dovrò caricare nel sì. Bauletto delle Vai. Cose. Tante dettagli le știi tu. Oh. Ai ceva de pus înăuntru? Acum, tot! Ne luăm startul fără să-ți fie frică. Da. Perfect. Și pornim. Brum, 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 brum. Oricum nu merge foarte tare. Nu vine să cred că ne miștoi. Jur! Băi, Laura, ești genială. Jur că ești genială. Ai zis că nu-l mai dai cu spatele. Da, eu nu dau din spate, am dat din pedală, din picior. Ok. Bună! Ar trebui să-i dăm un nume. Picolino. Merge? Faceți cunoștință cu Picolino. Așa arată un Apero la adevărat, nu? Să știi. Hai să vedem. Faci bunătate.
Avem niște fețe de oameni obosiți? Nu știu, dar există filtre. Pe YouTube nu cred că pot să folosesc niciun filtru. Nu. Câteva ore mai târziu, din momentul în care ne-am așezat să mâncăm și să bem un aperitiv, așa se numește, pentru că la prânz, de fapt, de la prânz spre seară, italienii obișnuiesc să stea la un aperitiv, să se simtă bine, să se relaxeze. E bine, am mâncat, am băut toate cele, da, și mai apoi mi-am văzut eu de treabă, sunt cu laptopul în brațe. Dar acum ne gândeam să ne mai plimbăm puțin pe aici, pe stradă, fără scooter. Vai, a fost super, super, super tare, dar am cam stresat-o pe la ora. Mi-e frică puțin, dar nu mai contează. Ideea este că am închiriat un scooter, 50 de euro de persoană a fost, timp de 3 zile, acum traversăm aici, este verde și așa avem noi de gând să ne plimbăm dintr-o parte în alta. Dar acum l-am parcat, am mâncat, ne plimbăm și vrem să căutăm o cană. Mi-ar plăcea să-mi iau o cană. Bialetti Home. Aici? Da. Hai să vedem ce găsim. Bialetti Home. Ceva frumos, hai să-mi pun mască. Și apropo de mască, să știți că masca se folosește doar în momentul în care intri într-un magazin. În rest, fără restricții. Da, sunt niște clădiri pe aici, la fiecare pas. Hai să îmi pun masca și întorc camera. Că e lavanda aia. Nu, e ce? Nu. Nimic, n-am găsit. Deși magazinul părea promițător, sunt niște chestii colorate aici în vitrină, n-am găsit. Hai să ne întoarcem la scuterul nostru sau unde mergem? Mergem puțin pe Via Colădiriei sau să ne mai plimbăm puțin, poate găsim ceva drăguț. Hai, atât de mult îmi place cum vorbește Laura în italiană. Doamne, ador. Știu și eu trei cuvinte. Buongiorno, bona sera. Da. Și prego. Și grazie, de fapt, patru cuvinte sunt. Sunt bine. Deci la tot pasul tot. Grazie mille. Casca la control. Certo, andare in motorino e si fianco. De vârf aici, din toate părțile. Nu mai râde de mine, te rog, frumos. Ce bine că ești în întuneric și nu se vede exact. Să știți că mi-e este frică. I-am și trimis o poză prietenului meu și i-am spus: hei, uite, am închiriat un scooter timp de 3 zile. Și mi-a zis: auzi, da, nu ți-e frică să te dai pe el? Eu, s-a liniștit că deja ne dăm de o oră, ne plimbăm de o oră cu el. Și a zis, bravo. Prima dată cred că ne-am dat pe scooter în 2021, când am fost în Samotrachi, acolo am închiriat pentru prima dată. Și vă dați seama că cred că la fiecare 3 secunde îi spuneam prietenului meu, mai încet. Dar știți care este norocul meu de tot aceasta? Că mai mult de 50 de km pe oră nu prinde. Hai, mă duc sus, ne auzim și vedem mâine dimineață. Pa! Nu s-a schimbat nimic din momentul în care am rămas aseară să povestim, pentru că am avut destul de multă treabă, am mâncat chestii de dimineață, o pizza de dimineață, am băut o cafea și uite-ne că vrem să o luăm la pas prin Roma după ce am terminat toată treaba. L-am parcat pe... la pas Piața Navona. Piața Navona. Și l-am lăsat pe Picolino aici, să sperăm că nu îl ia nimeni. Tot așa ne jucăm de fiecare dată să nu-l ia nimeni. Și suntem gata pentru a doua zi de vlog din Roma!
Buonasera. Buonasera. În seara asta am mâncat la Grotta di Livia. Doamne, cât de bun a fost! Nu se compară pastele de aici cu cea primea acasă și mă gândeam să iau la pachet. Mi-a dat ideea acest loc. Picolino! Dumne acasă, Picolino! Asta e, să dau piciorul peste. Hai, continuăm pentru ultima. Acum l-am pus, stai, nu porni încă, să mă așez aici cum trebuie. Picolino, du-ne acasă! Stai, că eu am aici așezat. Hai! Ciao, ragazza! Nu, noi pe drum, vă dați seama? E un fric! Doamne! Oricum nu cred că auziți nimic de vântul ăsta, așa că mai bine mă opresc din vorbit. Cobor! Mi-au înghețat genunchii. Așa. Nu știu cum se face, dar de fiecare dată când mă vedeți aici la poarta asta, este un semn că se cam termină ziua de vlog. Ziua 2 de vlog, să știu că n-a fost... Ai parcat-o strâmb. Cu parcarea cum stați? Nu vă supărați. Tutto bene și ziua 2 de vlog. Să ajutăm nepricepuții. Da. Gata, s-a încheiat și astăzi. Să știți că n-am fost foarte comunicativă pentru că n-am prea avut timp. Asta, așa, să fiu sinceră cu voi, a fost o zi destul de plină pentru muncă. Am stat în fața laptopului, cred că vreo 8-9 ore, dacă nu mai mult. Sunt și puțin obosită, am mâncat acum pe seară o porție de paste, am băut și un pahar de vin alb, minunat. Oricum nu se compară pastele pe care le-am mâncat aici cu pastele pe care le avem noi. Și am un plan să mergem zilele viitoare să cumpărăm câteva paste, să luăm câteva pungi de paste și să le facem acasă. Prietenul meu știe să gătească foarte bine și cu siguranță o să iasă foarte bine. Gata, vă las pentru că Laura are nevoie de o mână de ajutor de aici, iar noi o să ne auzim mâine dimineață de la cafea. Sper ca mâine și poi mâine, pentru că este sâmbătă și duminică, să ne auzim mai mult și mai de des. Picolino, auzi, apeși pe niște butoane. Aseară ne-am uitat pe Google cum se deschide. Am dus mecanicul să vină să ne ajute. Am uitat pe Google să vedem cum se deschid anumite chestii de aici de pe scooter. Astăzi nu mai e nimeni care să ne ajute. Ne vom descurca singura. Pare rău. Chiar nu mai sunt cursivă la ora aceasta. Gata, ai deschis. Unde ești? Nu te ești. Da, vă pup. Noi, de când am început să ne plimbăm, suntem tot așa în stilul ăsta pe veselie și prietenii noștri, căci iarăși amintesc de ei sau de prietenul meu mai mult, tot făcea
sau făceau mișto de noi, că sigur nu o să ne înțelegem. Se pare că ne înțelege mai bine decât își imaginează ei. Vă dați seama. Yes. Hai, pupici, mergem sus, acolo unde este mama Laurei. Și nu o să mai filmez în casă, pentru că nu vreau să fiu intruzivă. Dar mâine dimineață, de la cafea, de la croasante, ne vedem și ne auzim cu forțe proaspete. Ce bine că este weekend. Să înceapă weekendul! A fost greu pentru tine, apreciez. Sper că măcar te-au uns pe suflet puțin pastele. Da, foarte bune pastele, să știi. I-ai pus și asta jos acolo, perfect. N-am legat-o? Să nu-l fure nimeni. Păi, deci, numele ăsta cu Picolino, chiar cred că îi se potrivește. Este Picolino în tutti sensi. Dragul de-l. Uite, de fiecare dată când avem nevoie de lumină puternică, ne ajută cineva. Un far, o chestie, una alta. Hai, gata. Pa! Preco. Să mă pietică. Buongiorno, Italia, Roma. Hai să o luăm din loc, dar nu înainte să-l pornim pe Picolino și să plecăm spre Panteon. Acolo este prima oprire, bem o cafea, poate mâncăm ceva, un croissant, o pizza de dimineață și mai apoi să vedem pe unde mai ajungem. Ideea este că ne-am urnit din loc încă de dimineață, mi-am făcut părul, m-am machiat, mi-am furat și prietenului meu tricoul, l-am anunțat deja. Și cred că suntem gata să începem a treia zi de vlog de aici. Așa. Să începem. Picolino deja este pe poziții. Bună dimineața. Buongiorno, Picolino. Bravissima! Camotanul încălzat, va bine. Și e tot camotanul încălzat. Vă rog frumos să vă uitați câtă lume este sâmbătă dimineața la Panteon. Wow! Da, pentru asta trebuie să te trezești clar de dimineață dacă vrei să faci poză în zona aceasta. Dacă vrei să admiri detaliile în liniște, nu cred că este cazul. Nu? Foarte multă lume. Foarte, foarte, foarte multă lume. Dar uite-te, înăuntru, în Panteon, este o gaură. Dar așa? Dar aceea nu plouă niciodată. Este ok. Serios? Da. Ce tare. Hai să facem la asta. Nu vrei? Hai să mergem undeva, unde vrei tu. Sunt pe recomandările tale astăzi. Nu mai am nevoie de nicio altă amintire din Roma pentru că a trebuit să-mi cumpăr un trepied nou. Adio căni, adio pantofi, ce-o mai fie. Trepietul vechi trebuie aruncat la gunoi exact în momentul acesta. E bine, practic de acum încolo o să-mi amintesc de Roma la fiecare pas. O, ceau, hai să-i spunem rămas bun.
am primit un pont în momentul în care eram la masă, că este un outlet cu genți de firmă, Valentino, Gucci și toate cele, și mergem să căutăm. După ce ne-am învârtit vreo câteva minute bune, încercăm o altă rută văzută pe Waze. Hai să vedem dacă funcționează. Se numește Miriade și sunt tot felul de genți de lux la prețuri mici, mult mai mici, prețuri de outlet. Și încercăm să-l găsim. Am ajuns la Panteon, am ajuns pe Via del Corso și nu găsim neam acest outlet. Există orice alt fel de outlet, dar nu asta, nu. Ce credeți? Suntem pe drumul cel bun sau nu? Nu mai pot, nu mai am răbdare, dar chiar vreau să ajung să văd dacă acest magazin există la Via del Corso. L-am găsit și acum traversăm și mergem spre el. Ai, cât de mult ne-am învârtit, incredibil. Eu sper să merite o stăneala noastră și să nu fie degeaba bătut drumul până aici, pentru că vă spun sincer că l-am căutat vreo 40 de minute. Înțeleg că sunt mai multe locații, dar cine ne-a recomandat? Ne-a recomandat magazinul acesta de pe Via del Corso 310. Uite, asta e frumoasă. 89 de euro. Dar nu-mi dau seama, 89 de euro. Nu-mi dau seama dacă e într-adevăr Valentino Valentino. 89 de euro. Plastic, zici că e bun. Da, 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 da. Sincer, eu chiar cred că este pus Valentino ăsta așa. Dar e plastic. E și fel ecologic. E doar numele ce-a mai rămas din Valentino. Da. Nu vezi o calitate superioară față de cealaltă. Adevărat. Îmi place și forma asta. Și piele, este piele. Cred că ar trebui să urmăriți cadrele dinainte să intrăm în magazin și cadrele de acum cu fața mea, care nu mai este așa de entuziasmată. Într-adevăr, am găsit Valentino, prețuri mult mai mici, undeva între 50 și 90-100 de euro, dar cred că era doar brandingul de ele. Sincer, nu se compară cu ceea ce știu eu că există Valentino. Nici o treabă, nici o treabă. Am ieșit. De cum am intrat, cred că ne-a luat undeva la vreo 2-3 minute să ne dăm seama că nu este ceea ce vrem noi. Prin urmare, mergem spre casă, puțin îmbufnate. Asta este coada de la Zara. Wow, ne-am răzgândit, nu mai vrem nimic. Hai acasă, la Zara din Park Lake. Fularul peste ochi, nu mai contează make-up-ul, e important să ajungem la Fontana di Trevi înainte să fie aglomerat și aici pilotul este și el înghețat, dar camuflat. Ești bine? Rezist. Hashtag rezist. Da, Fontana di Trevi așadar este destinația noastră. Îmi pun sus semafor cât să vorbesc cu voi și voi pornim! Gata! Am ajuns. Ne-am sigură că o să fie destul de multă lume la ora aceasta. Mă rog, nu atât de multă lume precum este în timpul zilei, dar chiar și așa, ia uitați, este ora 7 și 10 și 15 minute, cam așa. Dar important că avem asta pentru noi. Așa, măcar un colț sigur găsim să facem ceva content. Dacă nu, ne bucurăm de Fontana di Trevi și cam atât. Să știți că nu suntem singurele care s-au trezit la 5 sau 6 dimineața să ajungă la Fontana di Trevi atunci când este liber. N-am putut să fac nimic din tot ce mi-am dorit. A reușit Laura să facă 2-3 fotografii cu telefonul și în rest nimic cu camera. Nimic cu camera. Și mi este atât de ciudă, dar asta este.
Acum plecăm spre Coloseum, în așa fel încât să vedem ce putem să facem acolo. Poate este mai liber, pentru că aici nu. Pur și simplu este atât de multă lume și toată lumea trece prin cadrul tău, încât nu te poți desfășura punct. Este mercatul azi. Dacă tot ne-am trezit de dimineață, ne-am gândit ce-ar fi să mergem și noi până la mercatul. Este undeva la vreo 9 acum și trebuie să dăm iema printre antichități, chestii din astea vintage, cu specific italienesc. Mi-am luat deja o geantă, este deja împachetată în ziar și vrem să vedem ce altceva mai putem să mai găsim. Ideea este că este atât de multă marfă și nu știi în stânga, în dreapta unde să te uiți mai bine și să nu ratezi ceva. Este wow! Iar prețurile, să știți că nu sunt atât de mari, undeva la vreo 15 euro am dat pe geantă. Vai. Vă las și vă arăt așa, din spatele camerei ce vedem și noi aici. Vai, ce frumoasă este! Te și milă să scrie aici pe astea. O afacere bună, 3 euro. Nu? Mi-am luat Adidas, vă rog frumos, un moment de liniște pentru Adidas și mei care au costat 6 euro și în curând nu vom mai fi decăpătat asta de importat. Raportez cu o pereche nouă de ochelari după ce am cumpărat-o cu 5 euro de la Mercato. Nu m-am putut abține, dacă tot outfitul meu este astăzi roz, am zis ok, ce lipsește mie? O pereche de ochelari roz. Să știți că mi-am mai revenit puțin pentru că am mers acasă, am făcut un duș ca să ne încălzim puțin, mi-am refăcut machiajul acolo pe unde a fost necesar și uite-mă, gata să ne plimbăm. În ceea ce ar fi a patra zi de vlog, a fost o zi destul de lungă, a început la 5 dimineața, că atunci m-am trezit pentru prima dată. Acum este undeva în jurul orei 1, ne mai plimbăm prin magazine, pe aici colo, poate mâncăm și o înghețată, pentru că lipsește, de fapt a lipsit din meniul nostru până acum, am bifat pasta, am bifat pizza și cred că lipsește o înghețată din aia bună, 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 în rest cam gata cu caloriile. Pizza era importantă, de aia am gata seara. Apropo de pizza, să știți că aseară după ce am mâncat, n-am mai făcut eu nicio încheiere, deși ar fi trebuit, însă, na, cred și sper că mă iertați pentru că nu sunt atât de comunicativă. Încerc să țin camera cât se poate de mult pe lângă mine, dar încerc să nici să nu exagerez. Mergem la magazin, o aștept pe Laura, sunt deocamdată cu mama ei. Am avut timp să discut puțin cu voi, să vă pun la curent cu ce s-a mai întâmplat și să vedem, poate ajungem într-un Kiko. Și apropo de Kiko, să-mi spuneți dacă vreți să facem un ce-am cumpărat din Roma zilele astea, pentru că nu m-am putut abține. Am fost la cumpărături la Kiko, am fost la cumpărături la Mercato, iar câteva lucruri destul de drăguțe le-am cumpărat pe stradă, așa, de la colț pe stradă. Hai să mergem să plimbăm. Raportul este dat.
1927. Istoria este aici, la fiecare pas. Vă jur că nu aveți cum să vă plictisiți aici. Și dacă aș mai sta încă o săptămână, cred că tot ar mai fi de aflat povestea unei străduțe, povestea unei statui, povestea unui restaurant unde se mănâncă bine. Este superb, efectiv, superb. Gentile astea de la Pinko. Love it, love it, love it, love it. Avem Pinko și în bănea asta, dacă mă așa. Și uite ce culori sunt înăuntru. Costumul ăla roz închis. Asta este piața Spaniei, iar aici undeva pe partea dreaptă sunt toate brandurile de lux. De la Dolce Gabbana, Louis, Gucci, Chanel, undeva mai în față. Trotineta. Am ajuns la bicicletă. Dar nu avem claxon. Este claxon din gură. Doamne, ferește. Sta familia nu sta pe. Pa, Picolino, pa! Ne vedem în excursia viitoare, adică peste câteva luni sau un an, nu știu. Vom vedea exact când ne mai întâlnim cu tine și cu Roma. Deocamdată îl ducem la omul, la domnul ăla acela pe care l-ați văzut, cred că în prima zi de vlog. Îi returnăm jucăria. N-am avut eu timp să vă salut de dimineață și am zis să deschid camera fix când este cea mai mare nebunie. Așa arată plasa la momentul acesta. Iar dacă pentru mine am tot cumpărat, acum este cazul să mai cumpăr și pentru alții. Și am tot vrut să vă arăt treaba aceasta, dar până acum n-am avut timp să filmez. Am văzut așa de pe scute. Aici arată la fel ca în Paris. Super. Sper că nu se plimbă niciun îndrăgostit nici pe stânga, nici pe dreapta. Mai degrabă oameni își fac exercițiile de dimineață și cam atât. Nu cred că avem focus. Focusul suntem noi. Hai să mergem să cumpărăm chestii. Măcar așa, să nu mergem acasă cu mâna goală. Kiko, Kiko, Kiko. Cumpărăm farduri, cumpărăm haine. Înghețată. Și o pereche de sandale care îmi stă pe cap, efectiv, și pe creier, undeva mai corect spus, din prima zi în care am ajuns aici, adică de joi. Dimineața le-am văzut pentru prima dată și acum am zis bine. 4 zile mai târziu mă duc să le cumpăr. Ele de frumoase sunt frumoase, doar că sunt cam scumpe și asta este motivul principal pentru care nu le-am luat până acum.
întâmplă când nu ești hotărât. Magazinul cu sandalele mele este închis la ora aceasta. Este în jur de ora 10 acum. Ne-am tot plimbat să vedem că poate deschid, dar nicio șansă. Chiar nu vreau să-mi imaginez că plec la drum fără ele. Mă rog, o să le cumpere mama Laurei în cazul în care ne hotărâm și nu mai avem chef să mai așteptăm. Dar nu-mi vine să cred că este închis. Și uite-mă aici, cu toate catrapuzele, stau pe bancă și aștept ora 11. Când am auzit că se deschide acest magazin cu sandale? Dacă la ora 11 nu vine nimeni, se deschidă acele grilaje, voi pleca acasă cu gândul la ele, într-adevăr, dar cum să spun, uneori anumite lucruri nu sunt făcute să fie pentru tine. Ceva aici, mișcare. Sandalele sunt ale mele. Și se pare că am ajuns la finalul acestui vlog de călătorie. 5 zile mai târziu ne-am strâns rapid bagajele, am îndesat cumva sandalele nou cumpărate din Roma în bagajul de mână și am plecat spre aeroport, acolo unde eram deja în întârziere și a trebuit să montez vlogul pe care l-ați văzut cu pregătirile pentru Roma. Dacă aveți în plan să vizitați Roma în perioada următoare, trebuie să știți doar atât. Este nevoie de un certificat verde la îndemână sau de un test negativ PCR. În rest, vă puteți bucura de Roma în toată splendoarea ei, de străduțe, de mâncare, de pizza, de înghețată, câte și mai câte. În rest, eu vă spun doar atât. Ne vedem data viitoare. Vă pup, sper că v-a plăcut acest vlog de călătorie, primul pe 2022, în adevăratul sens al cuvântului, care se încheie acum. Cheers, direct din avion și mai apoi vă las cu Benone și cu fața lui așa, pe care am găsit-o fix în momentul în care am intrat în casă. Vă pup! Pa! Ce faci, mamă? Ți-am lipsit? Spune drept! Ți-am lipsit? Iubitule, mă, îmi scoate atâta și blednița ta.